Stimate tennismen, stimate tennismene, îngăduiți-mi să vă fac o confidență. Am o nouă dragoste, iubesc tenisul. Mustața pe care o vedeți, mi-am lăsat-o în semn de omagiu pentru acela care a fost la o mustață de salatieră. Debutul meu în tenis nu s-a produs nici pe Progresul, nici la Wimbledon, nici la Forest Hills, ci la cineva de la Federația de Încălzire Centrală. Am așteptat 4 seturi până să intru în audiență, dar cum persoana arbitra în deplasare, am intrat în prelungire. În finală, m-a primit, i-am înmânat memoriul, și l-a studiat cu toată atenția, mi-a făcut memoriul game. Am luat gemă, deci am câștigat întâlnire și am rămas la încălzirea cu lemne ca și-a interes. Depinde foarte mult cu cine joci. Eu odată am jucat cu un jucător senior care m-a rugat să fac ceva pentru juniorul său să nu fie trimis la tenis de câmp. Bolintinu Dândeal Navetis, să rămână în București la tenis de masă ca adjunct de băiat de minci. N-am știut cum să-l servesc pe junior și atunci seniorul mi-a luat serviciu ca și în tenis. We'll be right back.
vecin al meu. La început eram egal, ius peste tot. Eu teren cu zgură, el teren cu zgură, eu două camere, el două camere, eu salariat, el salariat. De urmă, el șef abator, eu salariat, avantaj serviciu. Eu teren cu zgură, el gazon ultracentral, avantaj el. Eu joc simplu, el joc dublu, eu cantină, el mașină, avantaj eu. De urmă, eu aici, el în spatele fileului, 10 ani, avantaj eu. Ca așa în tenis. Mi-aduc aminte într-o altă partidă, un jucător cu o poziție foarte bună în clasament a trimis o minge afară, a trimis a doua minge afară, l-a trimis pe frate s-o afară, pe cumnatul s-o afară, pe soră s-o afară. Bine, frate, dar toți out, toți out, toți out. S-a observat în tribune, respectiv a fost eliberat în lot și numit arbitru Pătușe, ca așa interes. Am răsit. Ia uitați-vă. Am încercat să-mi fac rost un echipament cu joc de miel al la Simon Sfântu. Dar de la magazin passing shot la fabrică, de la fabrică passing shot la depozit, de la depozit passing shot la strână și cu joace câte vrei numai la passing shot. Și de unde mii sterline. Ca așa interes. Mai am un break și pentru unii juniori care nu pun mâna pe rachetă, nu pun mâna pe servici, nu pun mâna pe nimic. Ciupesc de la papa 2000, two ball, pe urmă un pol și un pol mol. Și pe tabela lor de marcaj, a 0, mâine 0, păi mine 0, dar ce vor băieții ăștia să stea toată viața la 0-0? Ăștia sunt tot timpul contra serviciului. Da. Da, da. Sunt anunțat de arbitru de scaun că e o minge match ball pentru mine. Vă rog să fie liniște în tribune! Silence, please! Silence, please!